Lumea celor 64 de pătrate se va mări la Buzău din 2019. Șefii secției de profil de la Gloria intenționează implementarea unor proiecte inedite la Buzău, menite să popularizeze sportul minții și în rândul amatorilor. Pe lângă concursuri speciale destinate buzoienilor care au șahul ca hobby, va fi demarat un program intitulat Vrei să fii părinte antrenor de șah? Doritorii vor primi un abecedar al șahului și vor avea misiunea de a iniția cât mai mulți copii în tainele sportului cu 32 de piese. Mai mult, șahul călător se va extinde din grădinițe și către locurile publice din Buzău. Vor fi evenimente special organizate în Piața Dacia și în toate marile parcuri din oraș. Proiectul să aducem șahul în casele de copii, da? Și promovarea șahului în școlile primare. Tot în 2019 ne propune următoarele chestiuni. Continuarea călătoriei cu șahul călător în școli și grădinițe și o să ne extindem în parcuri și în piețe. Tot în 2019 vor fi demarate alte două proiecte, șahul în familie și șahul cu gemeni. Primul va fi dezvoltat prin câteva competiții la care vor lua parte echipe formate din tată-copil, în timp ce al doilea se va adresa exclusiv echipelor de gemeni. Numai la Buzău activează 8 gemeni care sunt jucători de șah afiliați Federației de Specialitate. Avem în vedere concursuri de șah, șah în familie, între echipe formate din un copil șahist și un părinte sau un bunic, da? să aibă și copii să le tragă, să-i tragă la răspundere pe părinți că joacă prost. Deci o să înaintăm cu acest șah în familie. Șah cu gemenii, intenționăm să facem chiar o competiție națională, întrucât în Buzău avem 8 situații de gemeni jucători de șah. Și în țara asta n-a făcut nimeni. O să facem la nivel județean un concurs și până îl promovăm la nivel național. Mâine, turneul interactiv cu piese gigant va avea o nouă etapă la Buzău, la grădinița 7 Pitici.